Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Tableta este Nexus 10 de la Evomag. Jocul este Nutty Fluffy's Roller Coaster de la Ubisoft și Ubisoft se ocupă mai nou și de jocuri pentru mobil și tabletă, nu doar de jocuri pentru console și PC. Am mai avut și Rayman Jungle Run și avem acum acest, dacă vreți, simulator de roller coaster în varianta pentru copii. Jocul ocupă 40 de mega, este disponibil gratuit și este o idee foarte simplă. Aveți aceste roller coastere cu aceste carturi pe care le aliniați la start și faceți swipe în dreapta pentru a accelera, swipe în stânga pentru a frâna. Ideea este să luați toate inimioarele, la finalele se preschimbă în bani, cu banii cumpărați noi nivele, upgrade-uri, pisici și câini și elefanți pe care îi puneți în roller coaster și îi trimiteți din nou la drum în parcul de distracții. Un joc simplu, un joc colorat, un joc pentru copii. Aveți 30 de circuite roller coaster, roller coastere de lemn, de oțel, puteți folosi rachete, magneți și alte boosturi. O să vedeți imediat. Spre exemplu, acest nivel are parte de rachete. O să vedeți că avem și looping-uri de făcut, tot felul de bucle. Putem să mai cumpărăm încă un card dacă vrem să mărim. Se pare că am ajuns la nivelul maxim. Pisicile dublează bănuții pe care îi puteți lua din inimile adunate. Îmi place că s-a lucrat destul de bine la fizica acestui joc, deși e un joc pentru copii. Comportamentul roller coasterelor, mai ales la impact și la salt și senzația de greutate și fizica jocului sunt destul de bune. Observați ce s-a petrecut mai devreme, faptul că am pierdut toate animaluțele din acest roller coaster. Încă o dată un joc pentru copii, un joc distractiv și amuzant, dar care poate crea dependență, vă spun asta cu mâna pe inimă. Sunteți mereu curioși ce urmează, cum arată următorul circuit și ce mai putem să deblocăm la următorul coaster. Hai să activăm și racheta și e mare minune că am ajuns la final întregi. Nu am obținut prea mulți bani acum, dar iată că avem obiective care vă mai acordă câțiva bani în plus. Și hai să mai facem un circuit pentru a debloca încă un nivel, încă un set de roller coaster. Hai să-l facem pe ultimul în această secțiune. O să vedeți și buclele despre care vorbeam. Aici avem multe pisici, deci vom avea un bonus mare. După cum am spus, pisicile dublează numărul inimilor, respectiv numărul banilor. Am activat și racheta. Un joc foarte colorat și drăguț. Nu doar copiii vor îndrăzi, zic eu. Și mare atenție să nu vă răsturnați cum am făcut eu acum. Mai încercăm o dată. Să nu cumva să cheltuiți bani pe monede în acest joc, deoarece îi costă destul de mult acești bani. Puteți cheltui chiar și 20 de dolari odată. Eu zic că se poate trece mai departe și fără in-app purchases. Și încă o dată probleme cu fizica care este prea realistă. O ultimă încercare. Rețineți, acesta este ultimul nivel din prima serie de nivele din acest titlu. Iată o primă buclă. Și aici o luăm ușor cu frâna pentru a nu păți ca ultima oară. Și iată că printr-un miracol am reușit să ajungem ceva mai departe și ajungem și la finish. Încă o dată, jocul se numește Nutty Fluffy's Roller Coaster, este de la Ubisoft, gratuit, ocupă 40 de mega și hai să vedem ce nivel am deblocat. Iată, acum avem roller coastere din metal, lucrurile stau altfel. S-a schimbat și muzica, și gameplay-ul, și felul în care arată circuitul. Se lucrează la nivel acum, mai rapid, provocarea mai mare și e mai greu să urci la deal. Am pierdut și ceva șobolan pe drum. Aici chiar că va fi greu de urcat. Ia să ne luăm avânt. Auzi și briza cum șuieră. Un joc destul de drăguț.
Îi acordăm o notă de 8,5 din 10 și asta pentru că destul de multe elemente se pot repeta și e destul de greu să faceți bănuți în acest joc. În altă ordine de idei, de la Mobilissima, nota 8,5 din 10 pentru Nati Fluffy's Roller Coaster, testat pe tableta Nexus 10, o tabletă cu un super ecran, dar despre asta în review-ul său detaliat. La revedere!